buzunarul de la spate. Ciprian Buziță este alături de mine, doamnelor și domnilor. I-am propus să ne plimbăm, el zice că e cam frig, dar acum ce să facem? E iarnă. Păi e iarnă, încă e iarnă. Și zice, dar abia acum mă vine frigul. Eu nu mai cred. Trebuia să fie în decembrie, nu? În ianuarie mai frig, da? Cam așa, dar vezi tu că acum se schimbă totul. Anotimpurile fac schimb între ele. Nu mai știi când e toamnă, când e primăvară, când... Păi când o fi, atunci să fie. Cipri, cum ești? Nu te-am văzut de tare multă vreme. Cum să fiu? Ca toată lumea. Bine, mulțumesc de întrebare. Tu cum ești? Și eu sunt bine, mulțumesc. Să-mi spui cum a fost din punct de vedere muzical anul 2020. Din punct de vedere muzical, anul 2020 a fost catastrofal. Asta este adevărul, nu? Nu am avut evenimente, doar ce am mai fost pe la o televiziune, ce am mai lucrat la studio și cu repetițiile a fost mai greu, dar sperăm să trecem cât mai repede. Voi cei care aveți o trupă, ați rămas în continuare la fel de uniți? Pentru că dacă v-ați întâlnit mai rar, nu ați fost la evenimente? Păi acum eu zic că da. Nu știu, vedem ce se întâmplă mai încolo. Deocamdată totul este în regulă. Așteptăm să vină evenimentele cât mai repede. Ce se întâmplă cu mirii care au reprogramat nunțile? Și-au pus altă dată? Mai așteaptă? S-au certat? Nu mai pun niciodată? Nu, bine, sunt dintre ei care au reprogramat evenimentele, sunt care au renunțat, au anulat cu de tot, dar în mare parte cei la care urmează să le, sau trebuia să le cântăm, au reprogramat evenimentele. Mulți dintre colegii tăi din Breaslă au ales să mai facă și altceva. Da, pentru că vorba aia, nevoile te împing. Și eu am fost plecat în Franța. În perioada aceasta? Anul trecut. În decembrie am venit acasă. Am fost vreo 4 luni de zile. Faci ce poți ca să te descurci. Vezi că noi mulți din asta trăiam. Sau trăim și în continuare. Și atunci, acum a fost anul trecut catastrofal, trebuie să mai facem ceva pe lângă. Crezi că va fi 2021? Va fi ca cel care a trecut? Sau sunt speranțe că va fi altfel? Eu nu știu ce să zic. Deocamdată nu e rost treaba, nici nu se, eu, din punctul meu de vedere, nici nu se prevede repede o situație mai roz. Acum vedem, așteptăm să vedem ce urmează. Cipri, să-mi spui ce pasiuni ți-ai mai descoperit tu în perioada pandemiei, când foarte multă lume a stat acasă. Unii s-au pus să gătească, unii s-au pus să învețe, nu știu, o limbă străină, alții un alt instrument. Asta că da, am văzut că mulți au învățat instrumente noi și am stat acasă și am început să gătesc, pentru că stând atât de mult timp acasă cu copii, ei nu au avut, știi foarte bine, școală și grădiniță. Nevastă mea lucrează, eu trebuia să fiu și bărbatul și femeia în casă în perioada asta. Și atunci era și normal pe undeva, dacă știu și îmi place să fac, să gătesc, să nu mai las pe soția după ce vine acasă să gătească ea, să-i fac și ei un bine și nouă. Cum ai simțit copiii în perioada aceasta? Au mai avut răbdare să stea acasă? Și-au dorit să reînceapă activitățile? Răbdare ca răbdare. Răbdare mai multă trebuia să avem noi. Ei, știi cum e, ai tableta, ai telefonul, în ziua de astăzi rezolv tot, dar a trecut peste. Cu școala online, cu... Au acces nelimitat la tabletă, la telefon, sau este așa cu porția? Nu, cu porția. Eu cred că toată lumea e cu porția. Sau, la cel puțin la noi în familie încercăm să restricționăm, adică să nu îi lăsăm toată ziua, să le dăm frâul liber toată ziua pe telefon și pe
televizor. Că dacă ar fi după copii... Dacă ar fi după ei, știi foarte bine că ar sta toată ziua. Nu s-ar dezlipi de acolo. Încercăm să le oferim și alte activități. Mai o fișă de lucru, mai o carte să citească, un picuț afară la joacă, dacă vremea ne permite. Cu cine seamănă copiii? Eu zic că cu mine. Da? Cel mare, cel puțin, seamănă mai mult cu mine. Ăla mic încă mai vede. Și apropiații ce spun? Acum părerile sunt părțite. Da, eu zic că cu mine. Sunt atrași de muzică, le place? El mare a început să compună. Da? Da. Ce vârstă are? Nu. Acum vedem ce ne aduce viitorul. Nici nu știu cum, pe ce cale să-l îndrum acum, e încă de vreme. Dacă până acum mulți artiști își doreau ca și copiilor să o iau oarecum pe acest drum, acum ce s-a întâmplat în pandemie, se gândesc de două ori, nu? Păi se gândesc de două ori. Și înainte, acum, și eu dacă ar fi să cânte, mi-aș dori să ajungă la un nivel înalt. Dar nu tot timpul reușim să realizăm ceea ce ne dorim. Voi ați făcut melodii noi în timpul acesta? Da. Chiar aseară am fost la studio. Urmează să dezvolt noi proiecte. În curând sper să reușesc să termin de realizat și un videoclip la prima piesă din proiect și după aia la următoare și la următoarea. Sperăm să reușim. Cipri, te-ai gândit vreodată să renunți de tot la muzică? Eu cred că nu este unul care nu s-a gândit odată, cel puțin. Acum, în perioada pandemiei sau în general? În general. Mai ai și perioade proaste. Acum, cu pandemia, nu. Nu pot să zic că m-am gândit la chestia asta, dar a fost momente în viață când mai dai de greu sau probleme sau colegi sau eu știu, tot felul de întâmplări care ți se întâmplă în viață. Te mai fac să te mai gândești câteodată. Măi, merită, nu merită? Sau ce să fac? Continu, nu continu? Dar mie asta îmi place, asta fac, cum e și titlul la piesa de la primul album. Și continu. Care este momentul tău preferat atunci când cânți la o nuntă? Momentul meu preferat? N-am moment preferat. Se termină seara, se nu? Se termină, ai momentul preferat a tuturor. N-am un moment preferat. Dar ceva haios să-ți amintești? Haios? Haios se întâmplă la fiecare eveniment. Ceva, cineva trebuie să iasă cu ceva în evidență. Tot timpul. Cum erai tu când erai copil? Când îi vezi pe copiii tăi, te regăsești? Pe vremea mea era un picuț altfel. Nu era ca și acum. Mai aveai de lucru pe acasă, te mai punea tata la lucru. Mai... Nu știu, școala era școală. Sau cel puțin. Bun, și acum e școală, dar... Copiii se implică în activități. Copii. Încercați să-i, nu știu, să-i pune să facă treabă, să merite atunci când le luați ceva? Tot timpul încercăm să îi atragem cumva spre învățătură cu tot felul de mișmașuri, să le zic așa. Că, știi tu, dacă îi dai omului un țel, mai tare vrea sau își dorește mai tare ca să îl obțină sau să obțină acel ceva pe care îl oferi. Ce te supără pe tine la oameni? Ce nu-ți place? Ce ai schimba la ei dacă ai avea această putere? Ce aș schimba? Acum nu știu cât ți-au zis invidia. Trebuie să-mi zici cât ți-au spus sau nu, să-mi spui ce crezi tu, ce nu-ți place ție, ce ai schimbat tu. Eu zic că invidia asta ar trebui
lăsat de deoparte răutatea, că altceva nu cred că, dacă lași răutatea și invidia deoparte, eu zic că totul poți să, dacă ești bun cu restul lumii, poți să realizezi tot ce vrei, nu? Obișnuiesc să întreb mulți dintre invitații mei dacă crezi că oamenii s-au schimbat în pandemie și dacă da, în bine sau în rău? Mulți s-au schimbat în bine, mulți în rău. Zici? Eu așa zic. Cum îi simți tu? Eu așa zic că mulți s-au schimbat în bine, mulți în rău. Și eu m-am schimbat puțin în mai, înspre mai bine. Cel puțin față de familie. Am fost mai aproape de ei, mai devotat. Pentru că până să vină pandemia, știi bine că eram plecat mult de acasă, n-aveam timp. Acum am avut timp și de familie și așa mai departe. De fiecare dată, în tot răul iese și un bine, nu? Și trebuie să vedem binele. Tot timpul. Ce planuri ai pentru viitorul foarte apropiat? Ce îți dorești tu? Foarte apropiat, asta însemna... În câteva luni, vrei anul acesta? Luni. Anul acesta, ce mare dorință ai? Bine, mă gândesc că îți dorești foarte mult să treacă toată nebunia, să reintrați viața voastră, să reintre normal. Eu deocamdată îmi doresc să fiu sănătos, să am putere să muncesc și să realizez ceea ce mi-am propus. Pe plan muzical, în primul rând, și pe urmă vedem ce mai urmează. Ai cunoscut, mă gândesc, ai avut prieteni care au contactat virusul? Tu ai trecut cu bine până acum? Păi am avut, și chiar în familie. Mama a avut, soția a avut. Bine, eram în Franța când a avut ea. Da? Da. Pe mine, nu știu, m-a ocolit încă sau l-am avut și nu știu eu. Simptome nu pot să zic că am avut. Acum că am mai fost eu cu durere de cap sau m-am mai simțit prost într-o zi, dar nu pot să zic că m-am avut febră, n-am avut frisoane, am avut gust, am avut miros tot timpul. Din nu țări e, străine nu, toată lumea s-a întors, tu ai plecat. Nu s-a în întors. În perioada aceea au vrut mult să vină acasă. Bine, au vrut la început, dar după ce s-au reîntors. Ai fost plecat în Franța, nu? Am mai fost. În fiecare an mai merg în Franța. Și la evenimente, și la puțină treabă pe acolo. Tot timpul. În fiecare an. Cu cine cânti acum? Acum? Cu colegii tăi. Tot cu trupa veche. Deocamdată cu Eusebiu Mărineș, cu Mauri și Grațian, cu Tobele. Deocamdată. O gașcă veche, să spun așa. Da. Cred că vă cunoașteți deja și calitățile, și defectele. Știți ce vă place, ce nu vă place. Da. Fiecare are rolul lui. Trebuie să ne mai căutăm, dar eu zic că suntem în regulă. Okay. Am înțeles. Cipris, mulțumesc din suflet că ai acceptat să stai de vorbă cu mine. Sper că ți-a trecut frigul. Da. Da, și nu, așteptăm să ne vedem sănătoși. Să ne cu noi vedem proiecte. Sănătoși și cu noi proiecte și mulți, mulți ani sănătoși. Da. Mulțumesc. Cu mare drag. Aș vrea să te întorc din drum, să ne iubim ca la început. Să mai stai la pieptul meu, crede-mă că fără tine e greu. Aș vrea să te întorc din drum, să ne iubim ca la început. Să mai stai la pieptul meu, crede-mă că fără tine-i greu.
nopțile poate vor veni cândva înapoi. Mi-e dor de iubirea ce-a fost între noi, mi-e dor de-al tău amor. Zilele toate și nopțile poate vor veni cândva înapoi. Mi-e dor de iubirea ce-a fost între noi, mi-e dor de-al tău amor. Zilele toate și nopțile poate vor veni